Da, mă, dar ce Dumnezeu se întâmplă, mă? Speriat, mă. Salutare, mă, și bine v-am regăsit. Azi jucăm Outlast 2, a apărut și nu mă puteți opri să nu-l joc. Toată lumea îl joacă și eu trebuie să nu mă... Și eu trebuie să-l joc. Ce te sperii tu? Nu striga așa, mă, că mă sperii și pe mine. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. Nu, nu, nu. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. Așa am... Calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. Da, e amanta mea, e Jessica, ai vreo You know problemă cu a Jessica? asta? Oh, no. Cine e asta? I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. A, da, probabil fetița care o să ne omoare, așa am o presimțire. Jessica, nu știu cum. Jocul ăsta trebuie să fie fain, trebuie să fie neapărat fain, pentru că Outlast 1 a fost fain și era Whistleblower la care a fost și mai fain. Deci bănuiesc că și ăsta o să fie fain. Și cred că e horror. Dar nu mi-am pus facecam, e cam, o să fie cam greu să filmez cu facecam toată seria. Dar dacă vreți, dacă vreți neapărat, pun facecam la episodul următor. Dacă nu scrie nimeni nimic în comentarii, fac fără facecam. Că nu, dacă nu trebuie la nimeni, nu trebuie, asta e. Da. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Na, așa pe margine. Red leather, yellow leather, red leather, yellow. Have a soup pie. Oh, da. Oh, da. Ok. Okay. I'm Lynn Langerman, here for Gata, news așa filmăm. We're flying past the Have a Soup Pie Indian Reservation. Hai să filmăm ceva random. Așa, gata. The origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know ce, de ce? De ce să nu spunem că... S-a omorât! Are dreptate femeia. Păi dacă nu pui murder în titlu, tu crezi că o să citească cineva titlu, articolul, bă? Mai acolo clickbait. Gata, suntem bine. Pregnant and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest. No, și direct apocalipsă. Acum probabil s-a activat acolo Eren din Attack on Titan și ne sparge elicopterul, mai mult ca sigur. Oh god, oh god. O să fie totul bine. Am o presimțire că nu o să fie nimic bine. Bineînțeles că e o cruce toarsă, de ce să nu invocăm simboluri creștine pe aici, așa, pșș. Că de băgau ăștia din aia de la Allah, simboluri de la Allah, cred că le-ai detonat să-i duc cu jocuri, de tot era praf pe acolo, cadavre. Na bun, apare un pom mișca. Oh, da, îmi place cum scripește podeaua, așa că la mine la școala 5, mă, dacă nu ați fost la școala 5, nu v-ați fi dorit să fiți la școala 5. Are sens, așa-i? Școala 5 e super faină, e o școală de vis. Domnule director, domnule director! Vreau să mă predau. Tocmai ce am vandalizat o clasă cu cornuri și cu lapte. Se pare că domnul director nu vrea să mă ia la el. Oh, da. E ora 6 și 7 minute. E o problemă cu ceasurile astea pentru mine. Mi-e foarte greu să citesc pe ele. Adică nu că mi-e foarte greu. Citesc, dar mai încet un pic. Pentru că sunt oligofren și n-am învățat la timp să citesc ceasuri cu pene. Ah! Asta trebuia să mă sperie. Ce Dumnezeu! M-a inundat! Și cred că m-a dus valul până la... De fapt, stai, cred că ăla doar a fost doar un vis, mă, gata, mă, trezește-te, mă, totu-i bine, bă. Ai visat urât. Ia un pic de lapte și-ți va trece. Așa e mereu. Ce, mă, îmi prăbuște aici cu ușa păstă mine, mă, da? Eu din mașina... Asta e ușa de elicopter, mă, iuiuiui. Și un elicopter, numai ușile mi le-o lăsa mie. Ușile și camera. Oh, uite și elicopterul. O picat pe aici, eu m-am dat jos, la prima oprire și s-a dus până la final, la garaj. Tab pentru ce? Și ce dracu e asta? Eu și pot să... Mă, că n-am cursor, ce prostie. N-am, super tare. Opa. Merem în față. Pac! Stai, acum să nu... S-am grijă să nu mor pe aici. Așa.
Mai cobor. A, bă, space sar. Deci jocul ăsta pot să sar. Fine, fine că pot să sar. Nu știu ce joc am jucat în ultima vreme, nu puteam să sar, bă, și era... Cred că Dark Souls nu mă lăsa să sar și nu înțelegeam de ce dracu nu mă lăsa să sar. Control. Ok. Și post... Pot și să fug repede. Click dreapta pentru nu știu ce, click 1 pentru... Ce dracu e asta? Recording. Deci click dreapta, pun camera. Click 1 ce? Jesus. Alo, alo. Bă, 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 arde! Video recording tab. Ce Dumnezeu, mă, și cu ce o să mă ajute chestia asta? Deci pe ăsta pornesc filmarea, cred. Mă rog, nu știu ce se întâmplă, habar n-am. În Outlast camera era ca să poți să vezi noaptea. Aici cred că o să am mai multe făcut cu camera. Se pare că draga noastră iubire a fost aprinsă de foc. Îmi place zgomotul de la sticla, călcată în pic. Uai de capul, era să mă duc în groapă, nu mă. A, fui... Da, bineînțeles, trebuie să fie Outlast. Camera frumos, tătătăt. Oh, pe acolo se pare că nu vreau să mă duc. Pietrele astea seamănă foarte mult cu alea din Conan Exile, foarte, deci extrem de mult. Oh, fuck me! Ia ce frumos! Fuck. Asta e un gardian. That not happened in the crash. Bă, stai în curul gol, ești bolund? Bă, nu vreau să primesc age restrict sau ceva. Am salvat. Na, bine. Mergem mai departe. Cineva a răstignit un gardian pe o botă. Totul e ok. Alătă, ce face alătă? You can look back, hold alătă. Super, o să fie rău dacă mă pot uita înapoi. Înseamnă că o să fiu urmărit. Cel mai fain lucru... Wow, 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 wow. Cel mai fain lucru să fiu urmărit. Sui în picioare. Dar ăsta pornește singur, frate. Na bine, am filmat bugat. Space. Fuck, păstă gard ca la parkour, doamne. Aici moara de vânt ca în filmul ăla cu... De fapt, ca desenul ăla cu curaj câine fricos. Era moara aia, știți? Că aveau o casă ruptă în cur. Bă, da, cam seamănă peisajul, mă. O singură casă și o moară aveau și aia și era un pustie. Aici e ceva sat din una din America, mă, de... Bă... Dar trebuie să string, string lantern, așa-i? Dacă pot să văd că mi se consumă bateria. Yeah, e o bicicletă! Pot să... A, pot să fac din astea. Nu pot să urc pe ea și să mă duc. Ai, frate... Mi-au și eu mârțoaga mea. Dar unde trebuie să mă duc? Trebuie să mă duc după lumină, așa e mereu. Unde e lumină, mă duc și eu. Wow! Oh. Asta e un om, așa e? Trebuie să confirmăm. De fapt, nu știu, cred că e un extraterestru, nu știu dacă e un om. La cum arată. Păi, lumina... Nu pot să dau cu pumnul. De ce nu știi să ataci, frate? Nu te-o învățat la Bă, nu, mă, lăsați-mă în pace, mă, sunt aici. Spider-Man! Click to open window, dar trebuie mai întâi să... Ah, open window, stai mă, stai mă. Pe ușa... Oh! Bă, dar eu mă speriu cu... Reacție întârziată. Dar cum pornesc filmarea, mă, să pornești automat? Că nu mai am baterii. Ok. Niște... cucuruz aici, frumos, numai bun de mâncat. A, dar nu văd nimic fără frate, bă, dar nu... Nu îmi place, trebuie să folosesc camera asta. Click to open. Casetofon, frumos, tot, băgăm un Birgi Mafia. Ia aici, bă, pe sfântul... Ce sfânt e ăsta? E așa gras, doamne ferește. Mi se termină bateria. Na, o să trească să ne grăbim, mă, să găsesc ceva. Close cu click-ul, închide ușa. Bă, dar ce animație, mă, când închid ușa. Mă enervează detaliile astea foarte mari la animații. E un pic suspect. După mine. Bă, dar nu mai am... Stai să văd, dacă închid asta. O, dacă închid, nu consumă atât de mult. Hai că merem aici în dulap. Băgam iaș. Deblocat ușa. Aia, ia chip în garmă. E clar. Gaura din gard. Da, nu știu cât o să mai reziste. Apa, ci. Repede, repede, ne stârnă bateria. Tu te prietene.
Că pe întuneric o să ne fie greu. Satanas Indimice? Pick up, read, du-te-mă de aici, mă. Nu citim noi din astea aici, s-a născut Iisus Hristos în Iesle. Bă, da, asta chiar seamănă cu chestia de s-a născut Iisus Hristos. Adică nu că aș fi văzut-o, dar am văzut și eu desenat de pe acolo, prin cărți. Așa aici, ce dracu? O mască sau un om. Ok. Mă, eu nu văd, mă, nimic. Ești nebun. A, uite. Cineva a omorât oameni și a desenat o cruce pe tavan. Ok. Oh, îmi place sunetul. Ador detaliile. Și-a scoptit ăs. Na, super. Super fain. Ma, problema e că nu văd mai nimic, mă, ești nebun. Pe aici în față e ușa, așa-i? E, mai este ușa, mi s-o termină bateria. Ia, mă, reload. Aveam baterie. Uf, altă viață, tată. Bun. Aici-i căluțul, tătătăt. Nu ne dă mutură. Cred că trebuie să plătim, mă, 50 de bani sau un leu, ca la castane. La castane, e o sărbătoare aici, în orașul meu. Cumva e sărbătoarea orașului, în fiecare an fac tarabe și oameni care fraieresc cu alți oameni, furturi peste măsură. Deci, civilizația totală. Ce? First Bites. N-am înțeles ce-o zis, dar probabil trebuie să mă duc de unde aud zgomotul. E cineva aici? Toată lumea e moartă? Ui. Ce lampă? Ce carte a vieții, mă? Nu, mă. Deci pe aici nu pot să mă duc. Cum pariu? E roata asta care blochează calea. De obicei, dacă o roată blochează calea, e gata. Ce este Gun? Nu, mă, era unul, mă, în Lord of the Rings, mă, unul micuț, cocoșat. Bă, stai, bă, potolește-te, mă, că nu-s mort, încă nu-mi pune cruce. Nu. M-a băgat în cruce. Au băgat crucea în mine, nu-i bine. Și gata, am pierdut? Sau asta trebuia să se întâmple, că nu-mi dau seama. Cred că asta trebuia să se... Și apoi ce trebuia să fac, mă, ești tâmpit? Ce-i asta, mă, frate, ce... A, pot să-i dau play și la asta? Not supposed to be anything for miles, but I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. Bine, frate, eu am deja astea filmate și trebuie să ce? Bă, cred că dacă mă pun pe insane, ioi. Na, bine, jucăm pe hard numai. Eu m-am pus pe insane, frate, și cred că pe insane dacă mori, gata. Ce, dumne, dar ăla e hardcore, bă, du-te, bă, de aici, mă. Vai, și când nu-mi plac chestiile astea, mă. Te rog, nu-mi zic că trebuie să fac totul de la început. Ai, te capul meu. Poate este aș cu bota. Ești speriat? Auzi. Da, eu. Că supăra că trebuie să joc din nou. Îmi pasă mie că ai murit tu. Te văd așa. Casă. Și se trezește ăsta în avion, de fapt elicopter, și iubirea vieții lui îl ia la rost. De ce? Se gândește la alta. Da, da, numele altcuiva. Da, bine, băi, băieți, cam asta a fost cu... Stai, mă, termină, nu mai vorbi. Pușcăria așa. Asta a fost cu episodul de azi. O să pun celelalte episoade, vreau să văd cum se prezintă, mă, și cât de bine merge. Oricum o să termin jocul ăsta, pentru că nu e actual și poate dacă termin seria, fac rost și eu de măcar de 10 abonați de pe seria asta. Cine poate ști? În orice caz o să continui de acolo de unde m-a omorât în pita aia, cu crucea de m-a executat. Și poate o să pot și să continui dacă m-am pus pe hard. Nu știu de ce dracu m-am pus eu pe insane, mi-o trebuie mie insane, am zis gata, mă, termin jocul.
Na bine, bă, mersi că m-ați urmărit. Dați un like dacă v-a plăcut și dacă sunteți noi, abonați-vă, că o să termin seria și dacă vreți să o vedeți. O termin foarte rapid. Deci episodul ăsta a fost mai scurt, dar restul episodelor o să fie mai lungi, dacă vreți să vedeți jocul cât de repede. Și dacă vreți să-l vedeți filmat de mine. Na bine, hai că ne auzim. Salut!